Care este numele dumneavoastră, Aurelia? Cum era viața dumneavoastră înainte de a ajunge la biserică și înainte de focul sfânt? Când eu am ajuns aici, nu aveam nici măcar șampon pentru a-mi spăla părul, nu aveam haine, eu veneam cu cele cu care stăteam în casă pentru că nu aveam condiții. Fiicele mele nu aveau haine, una era de un an, cealaltă de 8 luni. Nu aveam nimic pentru ele. Hainele cu care veneau la biserică trebuia să le împrumut de la cineva. Casa, cum era casa? Unde locuiați? Mâncarea? Cum erau? Casa era din lemn. Trebuia să fie terminată. Dar nu puteam și am făcut depresie. Și neavând condiție de a-mi termina casa, am rămas cu o casă de lemn în care erau găuri. E așa. Nu aveam tavan, ploua, trebuia să pun ceva ca să nu plouă. Dumneavoastră aveți depresie? Eu am fost depresivă din cauza acelei situații. Cum este când persoana are depresie? Nu ai dorință, nu ești animată să faci nimic nici în casă, nici să ai grijă de casă, nimic. Te simți căzut. Dumneavoastră nu avea șifonier? Nu aveam șifonier. Nu aveam pat? Fiicele mele dormeau pe o saltea pe podea. Toată lumea? Toată lumea. Dumneavoastră, soțul și fiicele. Mai era un cuplu de tineri care avea un băițel care dormea separat, dar erau toți pe podea. Toți pe podea. Așa ați ajuns la biserică. Așa am ajuns la biserică. O persoană care era din alt oraș mi-a spus. El nu era frecventator. Cum a fost? Puteți povesti. Am ajuns aici, în viața mea era o forță rea. Soțul meu atunci se droga mult. El pleca vinerea și se întorcea doar sâmbăta dimineața acasă. Duminica veneam la biserică și el nu accepta faptul că eu veneam. Atunci erau multe certuri și așa am început să-L caut pe Dumnezeu. Dumneavoastră v-ați simțit rău la slujbe cât timp? 3 ani. Știți din ce cauză? Nu acceptam ce se vorbea în altar. Nu acceptam că se vorbea de ofrandă. Eu mă îndoiam mult când se cerea ofranda. Când era focul sfânt, eu mă îndoiam. Vă îndoiați? Foarte mult. Erați de 3 ani la biserică și continuați să vă simțiți rău. Eram la biserică, mă simțeam rău, cu certuri acasă, până când am ajuns la o concluzie. Preoții vorbeau cu mine și îmi spuneau, dumneavoastră veniți la slujbe, duhul rău iese, dar dumneavoastră faceți ceva greșit și el intră din nou. De ce? Și eu le spuneam. Eu mă îndoiam de ceea ce se întâmpla în altar. Dumneavoastră vă îndoiați de ofrandă, de focul sfânt, vă îndoiați de tot. Mă îndoiam. Am fost 3 ani la biserică îndoindu-mă. Dar cum s-a schimbat atunci? Apoi a venit focul sfânt, am participat. Și am început să fiu mai bine, să am înțelepciune pentru a lucra. La puțin timp am reușit să cumpăr o camionetă și ea este cea mai bună din oraș. Când eu merg cu ea, atrage atenția, pentru că este o mașină foarte scumpă, mai mult de 25.000 de dolari și este unica din oraș pentru că nu am găsit niciuna la fel ca a mea. Pentru asta, eu nu m-am împrumutat. Eu am văzut-o și eu am achitat-o. Și ce am eu acum? Acum am dobândit un teren de 11.000 de metri pătrați pe care am construit o rezidență privată, am făcut o casă frumoasă și acum fac ultimile retușuri. Iar 70 de metri în față, am 22 de metri pe care am făcut alte lucruri și voi lucra cu această casă. Dumneavoastră locuiți încă în acea casă de lemn? Nu, acum am o casă bună. Este casa soțului meu pe care a dobândit-o de la familie. Dumneavoastră aveți rezidență privată, mașină, pace, sunteți fericită. S-a schimbat totul. Fericită, fericită.